Bună ziua, dragi telespectatori! Iată, ne reîntâlnim la o ediție, la o nouă ediție a emisiunii Spiritualitate și Cultură. Știm cu toții că biserica este comuniunea văzută a lui Dumnezeu cu oamenii. Altfel spus, este împărăția lui Dumnezeu pe pământ, care îi arată omului obârcia sa, care îi arată demnitatea în fața Universului, care îi dă stare de echilibru și fericire, căci într-o această lume în care noi murim prin păcate, biserica ne face vii prin har și prin pocăință. În cadrul bisericii, locul central îl ocupă cultul și mai ales cultul divin public. Și în tradiția ortodoxă știm că acesta este plin de frumusețe, de frumusețea ceremoniilor religioase, de bogăția lor doctrinară, de semnificația lor simbolică, care susține permanent această legătură de care vorbeam mai devreme, legătura dintre om și Dumnezeu, într-o continuă legătură de har și binecuvântare. Despre cultul divin public și mai ales despre filonul central al acestuia, care reprezintă Sfânta Liturghie, încercăm să vorbim astăzi. Facem lucrul acesta și la sugestia telespectatorilor. Am făcut emisiuni istorice, emisiuni literare. Ne-au rugat dintre telespectatori, o parte cu care am luat legătura, să vorbim și catehetic, să încercăm să lămurim o parte din adevărurile de credință. Și în sensul acesta, am invitat alături de noi într-o această discuție liberă, în fața camerelor, ne lua vedere, pe părintele Iulian Adam, de la parohia Holt, care îi zicem bine ați venit. Bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație, părinte. Un părinte tânăr, un părinte bun slujitor, un părinte care vine să ne lămurească în privința multor lucruri legate, mai ales de Sfânta Evanghelie. Vedem că românii, în general, iubesc sărbătoarele. Și cred că lucrul acesta provine și din ideea aceasta, că cuvântul sărbătoare vine din latinește, servo, servare, care înseamnă a păstra, a conserva, a respecta. Da. Și românii respectă sărbătoarele. Le respectă, cumva, respectându-se pe ei. Partea centrală a unei săptămâni, să știți că este nu legată de mijlocul săptămânii, ci de sfârșitul săptămânii, da? Sau de începutul, cum este în teologie, de ziua duminică. Ziua de duminică, exact. Ziua de sărbătoare, în care se săvârșește, bineînțeles, în bisericile ortodoxe, Sfânta Slujbă și mai ales Sfânta Liturghie. Haideți să vedem. Care sunt scopurile cultului divin public? De ce a lăsat Dumnezeu atâta slujbă? De ce se face atâta slujbă? Este necesar? Nu este necesar? Ca să putem ajunge la Sfânta Liturghie, trebuie să înțelegem puțin contextul noțiunea general de cult. Păi, da. Cultul divin public al Bisericii Ortodoxe are mai multe scopuri. În primul rând, în biserica noastră ortodoxă primează scopul harismatic sau sfințitor, de sfințire, de împărtășire a Harului lui Dumnezeu asupra credincioșilor. În cel de-al doilea rând, mai există un alt scop, scopul latreutic, de adorare, de închinare în fața lui Dumnezeu, preamărirea dumnezeirii între ei lăudat, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Este un scop complementar cu primul, la fel de important, dar oarecum așezat pe planul al doilea, după scopul sfințitor sau harismatic. Și în cele din urmă, nu trebuie neglijat niciun al treilea scop, anume cel catehetic, prin care se urmărește explicarea dumnezeieștilor învățături, explicarea unor adevăruri de credință, pentru că, vedeți dumneavoastră, noi creștinii putem ajunge la Dumnezeu în două feluri, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Ori prin inimă, prin trăirea învățăturii creștine, dar pentru aceasta trebuie să avem parte de despătimire, de o inimă curată, fără patim, fără de păcat, ori prin înțelegere rațională, prin străbaterea cu ajutorul minții a profunzimilor învățăturilor de credință creștine și
de multe ori, atunci când străbatem învățăturile doar cu mintea, intervine mândria și stricăm tot efectul pe care îl urmărim. Atunci când încercăm să-L înțelegem pe Dumnezeu și să-L simțim doar cu inima, intervin celelalte patimi și păcate și iarăși ne rup de legătura cu Dumnezeu. De aceea, ele trebuie îmbinate. Partea simțitoare cu partea rațională și de aceea avem toate cele trei scopuri ale cultului creștin: a lăuda pe Dumnezeu, a primi harul lui Dumnezeu și în același timp a-L înțelege și a înțelege profunzimea adevărurilor revelate sau descoperite oamenilor. Am lămurit puțin de ce este nevoie de atâta slujbă, da? Exact. Da? Ca să traducem pentru telespectatorii noștri. Este nevoie, în primul rând, pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu și pentru a descoperi lucrarea sa în lume pentru viața noastră. Exact. Pentru fiecare dintre noi. Știm că dintre toate slujbele care se fac, cea mai importantă, căutată și de credincioși, dar și din punct de vedere tipiconal, și din punct de vedere canonic, și din punct de vedere doctrinar, este Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie. Ce este ea, când a apărut, de ce este socotită atât de important? Pentru că sunt și taine, sunt și alte taine în biserică, sunt și alte liturghii. De ce este Sfânta Liturghie cea mai importantă? Îi observăm importanța, în primul rând, prin faptul că atunci când avem o zi de sărbătoare, creștinul, alături de preotul care slujește în parohia, în fiecare parohie, serbează prin a săvârși Sfânta Liturghie. Fie că este ziua de duminică, fie că este o sărbătoare, un praznic împărătesc sau o sărbătoare a Sfinților, de fiecare dată primul lucru pe care săvârșim este Sfânta Liturghie, după aceea ne rupem de celelalte lucruri lumești, nu muncim, încercăm să citim ceva cu folos duhovnicesc, încercăm să ne rugăm mai mult. Din aceasta se observă importanța săvârșirii Sfintei Liturghii în parohii, dar și la mănăstiri, pentru că acolo se săvârșește zilnic, cu excepția zilelor liturgice. Chiar se poate face Sfânta Liturghie oricând? Sfânta Liturghie se săvârșește, în general, spun Sfinții Părinți, dimineața, ceasul al treilea, vremea când Mântuitorul a fost dus la Golgota, în general ora 9. Corespunde. Dar în orice zi? Sunt zile speciale când nu se face Sfânta Liturghie? Există anumite zile speciale când se preferă o ajunare mai îndelungată, spre exemplu, vinerea patimilor, de aceea este numită de popor și vinerea seacă. Nu se săvârșește nici Sfânta Liturghie, se ajunează pe cât posibil mai mult, chiar până seara, chiar până a doua zi. De ce? Pentru că ar fi silis cei ce săvârșesc să se împărtășească. Da. Consume o prescură după un pic de vin și de aceea cred că acesta a fost raționamentul apariției acestor zile aliturgice numite în teologia noastră. Există mai multe zile aliturgice, primele două zile din postul mare, luni și marți, miercuri și vineri în săptămâna laptelui, săptămâna brânzei, există mai multe zile aliturgice numite, zile în care nu se săvârșește Sfânta Liturghie. Atunci Dumnezeu nu vrea să se descopere nouă atât de mult cum o face în alte zile? Nu, nu, dorește, dar într-o altă schimbăm puțin modalitatea de adorare a lui Dumnezeu. Și bănuiesc că atunci Dumnezeu dorește mai mult de la noi. Exact. Pentru că ajunările acestea nu vin să înrobească omul, vin cumva să-L înalțe. Și să-L elibereze de patim, de plăceri. Să-L ridice spre Dumnezeu. Haideți să vedem. Știm cu toții că este cea mai veche sărbătoare. O fi chiar așa? Este. Vechimea Sfintei Liturghii merge până la perioada în care Mântuitorul Hristos își desfășura activitatea. Și vorbim aici, ne gândim la cina cea de taină, moment în care Mântuitorul, după ce a stat alături de Sfinții Apostoli la masă, a luat pâinea, a frânt-o, a binecuvântat-o, le-a dat-o lor și le-a spus: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat paharul de vin, l-a binecuvântat la fel și l-a dat Sfinților Ucenici după ce a gustat și el dintr-însu și a spus: bezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi. Și la Sfântul Evanghelist Luca spune: aceasta să face spre pomenirea mea. Iar Sfântul Apostol Pavel completează în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 11, unde spune: săvârșind Sfânta Liturghie, moartea mea vestiți până la a doua venire a Mântuitorului Hristos. Așadar, este prima și cea mai veche sărbătoare creștină, cea mai veche formă a cultului creștin este Sfânta Liturghie, întemeiată de însuși Mântuitorul Hristos la cina cea de taină, în mod văzut, iar în mod nevăzut ea are o altă întemeiere în momentul în care și-a vărsat sângele pe Golgota, pe Sfânta Cruce, în momentul răstignirii.
Ați adus aminte de partea aceasta văzută, de partea nevăzută. Prin ce se aseamănă și prin ce se deosebește Sfânta Liturghie pe care o săvârșim noi cu jertfa de pe Golgota? Într-adevăr, există unele asemănări, după cum există și deosebiri. Jertfa de pe Golgota este o jertfă sângeroasă. Mântuitorul Hristos și-a vărsat în mod propriu sângele său pentru noi și pentru mântuirea oamenilor. Pe când, în timpul Sfintei Liturghii, noi vedem pâinea și vinul care se prefac în mod tainic în trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Deci este o jertfă nesângeroasă, în mod fizic, în mod propriu, dar în același timp mărturisim că acolo părticica aceea numită agneț se preface în trupul Mântuitorului și vinul și apa din Sfântul Potir se prefac în sângele Mântuitorului Hristos. Este o deosebire între jertfa unică pe cruce și jertfa care se perpetuează până la sfârșitul veacurilor în Sfânta Liturghie. Dar în același timp există și asemănare, pentru că recapitulăm practic istoria mântuirii noastre în fiecare duminică și sărbătoare, în fiecare Sfântă Liturghie pe care preotul alături de credincioși o săvârșim de fiecare dată. Deci în fiecare liturghie Hristos se răstignește. Se răstignește. Și învie pentru noi. Exact. Deci fiecare sărbătoare pentru noi este o zi de înviere. Da, da. Cu alte cuvinte. Este interesant că ați adus aminte de termenul acesta. Jertfa se preface. Vedeți, în limba română, cuvântul a te preface are sensuri duble. Știți, noi de un sens ne ținem cu dinții. Exact. Acela de a fi viclean, de a fi altfel decât ești cu adevărat. Da. Sensul teologic din ceea ce spuneați dumneavoastră este acela de transformare, de schimbare totală, de recreare a ceea ce a materiei din jertfei. Și cred că trebuia lucrul acesta subliniat. Ceea ce se întâmplă în mod tainic se transformă în mod real, în trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Dacă tot vorbim de Sfânta Liturghie, dacă tot vorbim de această parte văzută și parte nevăzută a Sfintei Liturghii, distingem momente deosebite ale slujbei. Exact, exact. Da? Odată o vedem ca o lucrare pe care o percepe toată lumea, pe care o înțelege poate la un anumit nivel fiecare. Da. Și odată o vedem ca o lucrare tainică. Ne puteți spune câteva lucruri de... Exact. Sfânta Liturghie are mai multe părți și, în primul rând, prima parte a Sfintei Liturghii se numește proscomidia, aducerea darurilor de pâine și de vin, care urmează, în primul rând, a fi afierosite pentru a fi trupul și sângele Mântuitorului, iar apoi, la momentul potrivit, pentru a se transforma în trupul și sângele Mântuitorului Hristos în mod real. Partea aceasta nevăzută a Sfintei Liturghii, proscomidia, o săvârșește doar preotul în altar, fără credincioși, fără cântăreți. Este o parte tainică, o parte care prefigurează jertfa care va urma îndată ce vor fi aduse cinstitele daruri pe Sfânta Masă și Mântuitorul Hristos se va jertfi în mod concret. Prima parte, așadar, a Sfintei Liturghii se numește proscomidie. Acolo preotul pregătește pâinea și vinul și le așează pe Sfântul Disc, așează vinul în Sfântul Potir, așează apoi pe Maica Domnului de-a dreapta Mântuitorului Hristos, cele 9 cete de sfinți, sfinții îngeri, sfinții proroci, sfinții apostoli, sfinții ierarhi, sfinții mucenici, sfinții cuvioși, sfinții doctori fără de arginți, urmând Sfântul Zilei care este pomenit și Sfântul a cărei liturghie se săvârșește în ziua respectivă, ori Sfântul Vasile cel Mare, ori Sfântul Ioan Gură de Aur. Și după aceea este pomenită, practic, aceasta fiind biserica nevăzută sau biserica triumfătoare, cum o numim noi în teologie. Iar apoi urmează așezarea, pomenirile pentru cei vii și pentru cei morți. Pomenirea episcopului, a conducătorilor țării, a ctitorilor bisericii, cei vii și cei morți. Biserica luptătoare, care este în permanentă luptă cu păcatul, cu ispita în lume și cu tot ceea ce vine de la cel potrivnic nou, de la vrășmașul nostru, diavolul. Toată această rânduială, cred că durează în jur de 30 de minute, se desfășoară în altar și preotul acolo pomenește
fiecare credincios care ajunge dimineața, de ce e important să ajungem dimineața la Sfânta Liturghie, pentru a avea timp, Părintele, să pomenească pe cei la proscomidie, pe cei vii și pe cei adormiți. Da. Este foarte important. Este foarte important și este interesant că din acea prescurică mică, exact, pe toți preotul îi face părtași, da? Da. Aceleia slujiri. Toți din aceiași, din același trup. Cu toții suntem fiii lui Dumnezeu, da, cu toții rămânem fiii lui Dumnezeu și cred că liturghia vine cumva să ne aducă și într-o această stare de egalitate înaintea, da, lui Dumnezeu. Pentru că în lume ne simțim diferiți. Da, da. Și din punct de vedere intelectual și din punct de vedere material părem altfel decât suntem cu adevărat, că și toți suntem egali înaintea lui Dumnezeu. Da, da. Ei, liturghia vine cumva nu să uniformizeze, ci să pună în comuniune, exact, pe toți, da, pe toți și mai ales în comuniunea aceasta cu Dumnezeu. Asta este prima parte, partea nevăzută, ca să zic așa, pe care nu o văd credincioșii, da, și care e bine de știut că ea există, care se numește proscomidie și care are loc la începutul slujbei. Da. Mai departe? Urmează apoi cea de-a doua parte a Sfintei Liturghii, se numește liturghia catehumenilor sau termen folosit încă din vechime, cei care se pregăteau pentru Sfântul Botez, liturghia celor chemați pentru a deveni creștini. Și este o parte mai mult catehetică, în care parcă simțim că predomină sensul sau scopul catehetic al cultului, pentru că acolo ni se dau diferite învățături din partea profeților, se vestește venirea Mântuitorului Hristos într-un mod din ce în ce mai, se descoperă Dumnezeu într-un mod din ce în ce mai evident, plecând de la cele ușoare și ajungând până la cele mai grele, mai complicate învățături pe care Mântuitorul Hristos le-a descoperit omenirii în mod treptat. Este o parte cunoscută de credincioși, ea începe odată cu binecuvântarea mare, în momentul în care preotul spune binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și se termină în momentul acela înainte de ieșirea cu cinstitele daruri, când preotul din altar spune cei chemați ieșiți, cât sunteți chemați ieșiți, ca nimeni din cei chemați să nu rămână. Este interesant că ați amintit de binecuvântarea mare. Și chiar mă gândeam că un creștin m-a întrebat, Părinte, cum fac eu distinție între o slujbă mare și o slujbă mică? Da. Da. Pentru că ele seamănă, mai ales că... Într-adevăr. Da, distinția între utrenie și vecernie, ca și început, ca așa, este foarte mică. Pentru un slujitor, ea este foarte mare, dar pentru un creștin de rând, asemănarea este foarte mare. Și cred că e bine că ați menționat acest lucru. Se dă binecuvântarea mare, care este binecuvântată, este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Deci toate sfintele taine încep cu binecuvântarea mare. Binecuvântarea mare. Deci slujbele mari încep este cu binecuvântarea Dumnezeu descoperit în mod desăvârșit creștinilor. La sfintele taine, când spunem binecuvântat, este Dumnezeu în treime lăudat, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Observă Sfântul German al Constantinopolului, trăitor în secolul al VIII-lea și interpret al Sfintei Liturghii foarte bun și consacrat în biserica, în teologia noastră ortodoxă, observă cum există o progresivitate de la slujba vecerniei, la utrenie și la Sfânta Liturghie, care ele sunt ciclu firesc, zilnic, săvârșit de preoți și de călugări în biserici, în mănăstiri. La vecernii se spune binecuvântat este Dumnezeu nostru, că atunci Dumnezeu, în perioada Vechiului Testament, s-a descoperit în mod nedesăvârșit. Știau evreii doar că există un Dumnezeu. Apoi la utrenie se dă o altă binecuvântare, binecuvântare prin care este preaslăvită Sfânta Treime, dar nu se dau numele celor trei persoane ale Sfintei Treimi. Slavă ție, Dumnezeu nostru, Treime, Sfântă, slavă ție. Iar la slujba de la începutul Sfintei Liturghii se dă binecuvântarea mare prin care Dumnezeu se descoperă într-un mod desăvârșit omenirii, spunând despre împărăția Tatălui, împărăția Fiului și a Sfântului Duh, acolo unde noi trebuie să țintim pentru a ajunge la Mântuitorul Hristos. Da. Spuneam că la început preotul slujește singur în Sfântul altar. În Sfântul altar. După aceea spuneam că este o liturghie a catehumenilor, deci o liturghie mai mult a celor chemați, a celor ce vin cumva să-L cunoască pe Dumnezeu. Deci este mai mult o parte pentru ei.
Da, da. Care este rolul preotului în această liturghie? Este doar cel care aduce aminte? Preotul este cel care săvârșește, practic, toate etapele acestea. Uneori reprezintă pe Mântuitorul Hristos, alteori reprezintă pe Sfinții Îngeri. Deci există o întreagă semnificație și o profunzime a teologiei exprimate prin Sfânta Liturghie. Iar preotul este cel care prezintă oamenilor adevărul revelat, adus în lume de Mântuitorul Hristos, însă în același timp trebuie să trăiască și el momentul respectiv, trebuie să și-l însușească în mod desăvârșit, pe cât posibil. Cei care vin la slujbă sunt doar spectatori? Nu, trebuie implicați și ei, mai ales prin cântarea bisericească. Să vedem cum reușim ca cei care coparticipă, că de fapt rostul acesta este a coparticipării noastre, da, la Sfânta Liturghie, și ca preoți, și ca slujitori, și ca, eu știu, credincioși, da, așa, să coparticipăm în rugăciunile care se desfășoară acolo. Pentru că, stând inerți și cu gândurile în altă parte, de multe ori, exact, participând dintr-un rigorism religios, da, da? Sau dintr-o tradiție. Da, dintr-o tradiție sau dintr-o obișnuință, da, suntem doar cu trupul. Da. Acolo și nu suntem și cu sufletul. Deci, liturghia aceasta a catehumilor, în primul rând, ne cheamă ca să înțelegem învățătura. Da, și este și o perioadă de pregătire pentru ceea ce va urma. Aducerea darurilor de pâine și vin, jertfa care se va săvârși pe Sfânta Masă, pe Sfântul Antimis. Partea aceasta cu aducerea, cum se numește? Liturghia credincioșilor. Deci, dacă la început doar suntem, da, chemați, după asta devenim credincioși. Credincioși, exact. Da? Există o progresivitate în tot ceea, da, ce se întâmplă. Haideți să încercăm să vorbim și despre Sfânta Liturghie, ca să înțelegem. La început e proscomidia în care toți sunt pomeniți și biserica văzută, da, și nevăzută. După aceea există pregătirea aceasta pentru cei care doresc să-L cunoască pe, da, Hristos, da, și învățătura Lui. Vă întrerup puțin, nu v-am răspuns la întrebare. Practic putem pregăti și credincioșii pentru a fi atenți și a coparticipa la Sfânta Liturghie prin cântarea bisericească. În primele secole creștine chiar nu existau dascăli sau cântăreți bisericești. Poporul răspundea: Doamne, miluiește! Preotul sau diaconul rostea ictenia de cerere sau de mulțumire adusă lui Dumnezeu, iar poporul răspundea: Doamne, miluiește! La antifoane care ne-au rămas astăzi, la fel, poporul era cel care le cânta sau chiar le rosteau sau găseau o formulă prin care ei erau cu toată ființa lor atenți la ceea ce se petrecea în Sfântul Altar. Și ca să trecem acum la cea de-a treia parte a Sfintei Liturghii, liturghia credincioșilor este practic partea centrală a dumnezeieștii liturghii. Ea începe cu aducerea cinstitelor daruri de la proscomidiar într-o procesiune până în Sfântul Altar și până sunt puse pe Sfântul Antimis, pe Sfânta Masă. După aceea urmează ectenia de pomenire pentru toți membrii bisericii, după care urmează aducerea darurilor de pâine și vin, prefacerea lor, transformarea lor, ca să spunem așa, în trupul și sângele Mântuitorului Hristos într-un mod real și concret. În cele din urmă, urmând împărtășirea credincioșilor și binecuvântarea și cele de la sfârșitul Sfintei Liturghii. Este partea centrală pentru că acolo auzim cuvintele de instituire spuse de însuși Mântuitorul Hristos: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Deci este, nu semnifică, nu simbolizează, nu amintește de, da, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu. Aceasta vom face spre pomenirea mea, moartea mea vestiți până la a doua venire, spune undeva chiar în rugăciunile de Sfintei Liturghii. Sfintei Liturghii. Încă un lucru care pe mine m-a mișcat foarte mult și am stat mult și m-am gândit la lucrul acesta. Vedem că la cina cea de taină au fost chemați toți apostoli. Da. Hristos știa despre fiecare în parte. Da, când valorează și din punct de vedere al credinței, ca să zic, da, așa. Da. Și știa că Iuda va fi cel care îl va vinde și a mărturisit lucrul acesta chiar, da, în cina cea de taină. Știa și de îndoiala lui Petru și de, da, căderile lui. Și totuși i-a împărtășit pe toți. Da. De multe ori stăteam și mă gândeam că chemarea aceasta a lui Hristos la împărtășire se face pentru toți. Și pentru cei drepți și pentru cei păcătoși. Pentru că El nu ne împărtășește cumva, sau mă refer la chemare. Ca o răsplată. Ca o răsplată, da. El din dragostea Lui, din dragostea Lui Dumnezeu, da, pentru noi. Da, deci, din dragoste s-a și jertfit Mântuitorul Hristos pentru noi toți și a lăsat Sfânta Liturghie
până la sfârșitul veacurilor, ca noi să o săvârșim, recapitulând de fiecare dată această jertfă pe cruce pe care El a adus-o pentru noi. Într-adevăr, i-a împărtășit pe toți Sfinții Apostoli, deși știa despre fiecare în parte, știa de trădarea lui Iuda, de slăbiciunea lui Petru, dar și de necredința poate a lui Toma de mai târziu și toate celelalte. Și într-adevăr, Sfânta Împărtășanie nu se dă ca o răsplată, însă atât cât ne stă în putință, trebuie și noi să ne pregătim pentru a primi Sfânta Împărtășanie. Asta amintim și de lucrul acesta puțin. Mă gândeam la faptul acesta că mulți din cei care s-au împărtășit sau din apostolii care s-au împărtășit au înțeles rostul jertfei lui Hristos și au făcut să lucreze acea jertfă în ei și îl găsim pe Petru, cel îndoielnic, după aceea fiind cel pe care zidește Hristos tare biserica, în credință, da, cel mai da. Tare în credință. În schimb, Iuda, care deși s-a împărtășit, s-a lepădat și a pierdut tot ceea ce câștigase prin această jertfă a lui Hristos. Pentru că Dumnezeu nu intervine în liberul arbitru al omului. Chiar dacă a fost apostol, dacă voința lui a fost înclinată mai mult spre rău, nu l-a putut forța. Piatra pe care nu poate ridica Dumnezeu este voința noastră. Da, și nu se amestecă în viața noastră. Da, da. Într-un mod forțat și violent. Da. Da. Spuneam lucrul acesta pentru că sunt și foarte mulți credincioși care se împărtășesc și care uită ce primesc. Da, da. Da. Uită darul acesta al jertfei lui Hristos pe care îl dobândesc și de foarte multe ori, în loc să se asemene cu Petru, da? Pentru că nu dobândim pe, întotdeauna pe măsura, eu știu, credinței noastre perfect, că nu există. Da, da, da? Da. Așa sau a jertfelniciei noastre duse la extrem, ci primim pe măsura dragostei lui Dumnezeu. Da. Sunt care primesc și care totuși, uitând ceea ce primesc, își pierd darul. Își pierd darul, într-adevăr. Toți suntem păcătoși, trebuie să plecăm de la premisa aceasta, și preoți și credincioși, și cu siguranță primim Sfânta Împărtășanie cu nevrednicie, dacă e să o considerăm ca oferită de Dumnezeu ca o răsplată. Nu o merităm niciunul. Însă, atât cât ne stăm putință, trebuie să încercăm să luptăm cu patimile, de aceea avem obligația și noi preoții, dar și credincioșii, să ne spovedim. Preoții ne spovedim în posturile de peste an și de câte ori simțim nevoia, la fel și credincioșii. Trebuie să ne spovedim, să ne curățim sufletește și după aceea abia să primim Sfânta Împărtășanie. Și să conștientizăm că nu-i totul să o primim, ci important e să o facem să lucreze. Să o facem să lucreze noi, exact. Prin faptele, prin gândurile noastre, prin trăirile noastre. Am tot vorbit de Sfânta Liturghie, de structura ei, dar am omis un lucru foarte important. Unde se săvârșește Sfânta Liturghie? Poate să fie săvârșit oriunde, acasă? Poate vine un creștin să zică, Doamne, vreau și eu să-mi fac Părintele Liturghie acasă. Nu. Există un loc special, există locuri speciale, există anumite lucruri care trebuie să neapărat pentru Sfânta Liturghie? Da, da. Da? Cu siguranță. Haideți să le lămurim și poate. Sfânta Liturghie se săvârșește de fiecare dată în biserică sfințită de episcop și unde se află așezat pe Sfânta Masă Sfântul Antimis. Ce este Sfântul Antimis? Sfântul Antimis poate observa și credincioșii de fiecare dată la Sfânta Liturghie când se desface bucățica aceea de pânză roșie, se așează pe Sfânta Masă. Pe dânsul, pe Sfântul Antimis, este pictat momentul așezării în mormânt a Mântuitorului Hristos, crucea de pe care el a fost dat, Nicodim Iosif din Arimatea și femeile mironosițe plângând, deci practic scena înmormântării Mântuitorului Hristos și foarte important, acolo, într-un buzunăraș, pe spatele Sfântului Antimis, se află părticele din moaștele Sfinților Martiri, pentru că noi mărturisim credința în Hristos pe baza mărturisirii lor cu prețul propriei vieți. Pe temelia credinței, pe temelia credinței lor. Cumva noi facem slujba și pe temelia credinței. Și pe temelia credinței lor. Nu se poate săvârși Sfânta Liturghie fără Sfântul Antimis. E bun de ținut minte. Da, și ne ascult. Doar în biserică se săvârșește, cu mici excepții. Când este un hram sau o sfințire mare de biserică și din cauza mulțimii credincioșilor, se cere binecuvântare de la episcop și se poate face, eu știu, pe un baldachin alături sau Sfânta Liturghie, bineînțeles, așezând o masă, punând acoperămintele de pe Sfânta Masă și nelipsind, bineînțeles, Sfântul Antimis de acolo. Da. Mai avem nevoie de alte lucruri special pentru Sfânta Liturghie? În primul rând de Sfintele Vase, fără de care nu se poate face Sfânta Liturghie, Sfântul Potir,
Sfântul Disc, pe care se așează, în Sfântul Potir se pune vinul care se va preface, care se va transforma în sângele Mântuitorului. Pe Sfântul Disc se așează părticelele, agnețul, partea aceea pătrată, pe care este pecetea Mântuitorului Hristos, Iisus Hristos Nica, Iisus Hristos Biruitorul. Este nevoie de copie, arată ca un fel de suliță micuță, un cuțit cu care se taie prescura și este în forma unei sulițe. Apoi este nevoie de steluța care se așează deasupra Sfântului Disc, de acoperăminte. Este nevoie, spune Sfântul Simeon al Tesalonicului, trăitor din secolul al XIV-lea, este nevoie și de o lumânare, cel puțin în Sfântul Altar, chiar două ar fi minim, una la proscomidie și una la pe Sfânta Masă. Și bineînțeles să fie și preotul pregătit sufletește, este o întreagă rânduială pentru pregătirea sufletească a slujitorului care urmează prin slujba care o săvârșește să facă ceea ce, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, nici îngerii din ceruri nu pot săvârși, anume prefacerea darurilor de pâine și vin în trupul și sângele Mântuitorului. Că amintesc de preotul slujitor. Bine, pe lângă primenirea trupească, da, care da, trebuie să și canonul o de... și curățină, așa. Știu că este acel canon pe care ne-l facem fiecare. De rugăciune. De rugăciune specială. Pentru... Mai trebuie și altceva, îi trebuie veșminte speciale, îi trebuie... Da. Adică poate săvârși Sfânta Liturghie dacă nu are toate veșmintele? Nu, cu toate veșmintele există o rânduială clară. Dacă este arhiereu, trebuie să toate veșmintele pentru treapta de arhiereu, pentru preot la fel, toate veșmintele pentru treapta de preot și diaconul la fel. Nu putem săvârși în haine obișnuite, în haine de zi, pentru că mergem acolo în fața lui Dumnezeu și oferim jertfa noastră având în spate și comunitatea de credincioși. Practic suntem reprezentanții și ai credincioșilor din parohie care oferim Mântuitorului Hristos jertfa noastră și ofrandele noastre. Știm că din punct de vedere haric există mai multe trepte bisericești, că spuneați de episcop. Știm că există și treapta aceea inferioară a diaconiei. Diaconul. Pot ei săvârși Sfânta Liturghie singur? Nu, diaconul niciodată nu poate săvârși Sfânta Liturghie singur, pentru că nu are plinătatea harului și poate doar ajuta la săvârșirea Sfântei Liturghiei. Slujitor. Slujitor înseamnă diacon. Rostește icteniile, îl ajută pe preot în foarte multe momente sau pe episcop, dacă este slujba arhierească, dar nu poate săvârși niciodată diaconul Sfânta Liturghie singur. Deci doar preotul și doar episcopul? Doar preotul și doar episcopul. Da. Singurul sau doar... Episcopul de obicei în sobor. Da, în cele mai bune cazuri împreună. Da. Împreună cu preoții. Haideți să vedem. Există, că am amintit puțin de veșminte și lumea mă întreabă. Da. Și întreabă și la biserică și în alte contexte. Oamenii întreabă de ce se folosesc anumite culori de veșminte într-o anumită perioadă, de ce se folosesc altele, care sunt cele mai uzitate. Da. E un lucru care, pe care oamenii nu-l știu. Da. Ei îl văd, ele îl au... constată, dar nu-l înțeleg de cele mai multe ori. Deci rânduirea aceasta veșminte, la parohiile unde sunt mai multe variante de veșminte, mai multe culori, au o semnificație profundă și ele. Albul semnifică, sau galbenul deschis, lumina învierii Mântuitorului Hristos. Când preotul săvârșește Sfânta Liturghie cu veșmânt roșu, poate este pomenit un martir, un sfânt martir, și sângele martirilor amintește de culoarea aceea roșie. Vara, un veșmânt verde, sau la florii, când este intrarea Mântuitorului Hristos în Ierusalim. Deci este o întreagă cromatică de culori a veșmintelor și ele, preotul slujitor, le rânduiește în așa fel încât să se potrivească și cu sărbătoarea pe care și pentru care săvârșește Sfânta Liturghie în ziua respectivă. Nu ține doar de, să zicem așa, între ghilimele, o modă. Nu. Nu, că m-am întrebat, părinte, este o modă, că s-au schimbat veșmintele, sunt altele. Da. Deci, nu. Bineînțeles, dacă la o parohie există doar un singur rând de veșminte, părintele va folosi pe acelea la toate, este albastru, va folosi la toate... Este obligatoriu ca în timpul posturilor să se folosească veșmintele închise la culoare? Negre. Nu, pentru că noi creștinii propovăduim optimismul, bucuria învierii Mântuitorului Hristos și mereu se leagă perioada de post, perioada de pocăință, de înviere. Fără cruce nu există înviere, fără jertfă nu există bucuria aceea de după.
Și de aceea, dacă nu sunt într-o parohie, este preferabil să existe un veșmânt măcar mai închis la culoare. Dar dacă nu sunt, se pot folosi veșmintele care sunt. Divaghez puțin. Întâlnim lucrul acesta și la mormântări. Da. Este obligatoriu să folosim veșmintele, nu. Doar veșmintele negre? Nu, nu. Chiar se pot folosi și veșmintele deschise la culoare, amintind de învierea aceea de la sfârșitul lumii, când toți cei morți se vor bucura alături de Mântuitorul Hristos, funcție de faptele pe care le-au făcut. Da. E bine că am lămurit și lucrurile acestea, da? Pentru că deja erau întrebări pentru mult. Mai putem merge puțin mai departe și să ne gândim la lucrul acesta. Se poate schimba, că spuneați că se face Sfânta Proscomidie în biserică într-un loc special. Da. Există posibilitatea aceasta să se schimbe locul Sfintei Proscomidii? Să nu se mai facă acolo, să se facă în altă parte, să zic, când slujește cumva afară. Este un păcat, este canonic, nu este canonic. Eu știu, sau putem sări peste Sfânta Proscomidie? Nu, de sărit, sub nicio putem formă. Putem să o facem cu o zi înainte? Nu. Ea se face tot timpul în dimineața în care se face și Sfânta Liturghie, pentru că este o legătură între cele trei părți ale Sfintei Liturghii. Chiar dacă uneori mai mereu se săvârșește la bisericile de enorie, proscomidia întâi, după aceea urmează utrenia în biserică și după aceea se leagă de Sfânta Liturghie, de partea a doua și a treia Sfinte Liturghii. Dar ea nu se poate săvârși cu o zi înainte sau cu mai mult timp înainte. Locul prevăzut pentru așezarea proscomidiarului este în partea de nord a altarului. Și tot timpul acolo se zidește o firidă, se așează o măsuță pe care preotul va săvârși de fiecare dată proscomidia. Dacă este slujbă în sobor, o slujbă de sfințire a bisericii și cu binecuvântarea episcopului, Sfânta Liturghie se săvârșește undeva afară, cu siguranță se va așeza și o măsuță în partea de nord, care va ține loc de proscomidiar și unde se va săvârși slujba proscomidiei. Da. Pentru că am vorbit cumva de bogăția doctrinară a ceea ce se întâmplă în cultul divin public, haideți să vorbim puțin și de bogăția aceasta simbolică. Da? Da, că da. Sunt momente în slujbă când ni se aduce aminte de tot ce trebuie să știm. Da. Și haideți să le enumerăm cumva, să încercăm să trecem prin ele în măsura în care timpul emisiunii permite, da. Să încercăm să vedem ce reprezintă ele pentru noi, cei ce slujim și pentru credincioșii noștri. Într-adevăr, Sfânta Liturghie este o recapitulare a istoriei mântuirii noastre, încă din perioada dinainte de venirea Mântuitorului Hristos, perioada profeților din Vechiul Testament și până la jertfa efectivă a Mântuitorului pe Golgota, arătările Mântuitorului după înviere, înălțarea sa la cer și pogorârea Duhului Sfânt, toate au semnificație și au un corespondent în această slujbă de căpătâia creștinilor sau acest filon, cum spuneați dumneavoastră la începutul emisiunii, al cultului divin public. Slujba de proscomidie are două semnificații. Despre toată semnificația liturghiei vorbește, în primul rând, Sfântul German al Constantinopolului din secolul al VIII-lea și Sfântul Simeon al Tesalonicului, trăitor în secolul al IV-lea. Ei au explicat foarte frumos și foarte profund toată această semnificație sau simbolistică a actelor liturgice. Și proscomidia, cu ea trebuie să începem, reprezintă momentul nașterii Mântuitorului Hristos, după unii exegeți. Momentul în care în peștera Betleemului, proscomidiarul este peștera Betleemului, Fiul lui Dumnezeu se naște, prescura aceea din care se scoate Sfântul Agneț, o reprezintă pe Maica Domnului din care se naște Mântuitorul Hristos. După aceea, din celelalte prescuri, dar unite în același timp, pentru că sunt cinci prescuri legate între ele, cum am spus la început, dintr-o singură pâine, practic, reprezentăm acolo toată biserica, atât cea triumfătoare cât și cea luptătoare. Se scoate apoi părticica pentru Maica Domnului, pentru cetele sfinților, pentru cei vii și pentru cei adormiți. Și există chiar un sfânt, Meletie Sirigul, care dă și o interpretare esatologică a proscomidiei, anume văzându-L pe Mântuitorul Hristos la sfârșitul lumii în centru, având de-a dreapta pe Maica Domnului, de-a stânga pe sfinții săi, îngeri, proroci, apostoli și toate celelalte cete de sfinți și judecând lumea, împărțindu-i în două, asemenea imaginii de la Matei, capitolul 25, când va așeza pe cei buni de-a dreapta și pe cei răi de-a stânga sa și va judeca lumea.
Urmează apoi interpretarea celei de-a doua părți a Sfintei Liturghii. În primul rând, binecuvântarea cea mare reprezintă descoperirea din ce în ce mai desăvârșită sau chiar deplină a lui Dumnezeu în treime lăudat, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, și se amintește de împărăția lui Dumnezeu spre care noi creștini încă de la început țintim pentru a ajunge acolo. Apoi urmează antifoanele, antifonul 1, antifonul 2, antifonul al 3-lea, în care se amintește foarte mult din cântările prorocilor sau ale profeților, din psalmii lui David. Sunt texte consacrate încă din cultul vechi iudaic, dar preluate în creștinism și aduse sensul lor în sensul lor duhovnicesc, reprezentându-L pe Mântuitorul Hristos. Iar antifonul al 3-lea, cu el se termină practic ciclul acesta al slujbilor al antifoanelor, reprezintă predica de pe munte a Mântuitorului Hristos, practic prima ieșire a Mântuitorului pentru a se adresa poporului. La vârsta de 30 de ani, când ei ajungeau la perioada majoratului, evreii puteau lua cuvântul în public. De aceea și Mântuitorul a așteptat până la 30 de ani și a ținut această cuvântare adresată poporului. Unii exegeți spun că este chiar pe parcursul vieții Mântuitorului toată această învățătură din predica de pe munte, când se adresează nouă tuturor și ne spune cum putem ajunge mai ușor la împărăția lui Dumnezeu. Se dau modelele fericiți, cei sărași cu Duhul, deci, cei blânzi, cei milostivi și așa mai departe. Fericirile care vin să ne implice, da, și să nu ne oprească să facem ceva, ci, da, să ne îndemne, pentru, da, că asta e diferența învățăturii lui Hristos. Da. Învățătura lui Hristos este cea care te îndeamnă să faci tu ceva. Da. Nu te oprește. Da, este o diferență, chiar spunea cineva, între decalog, care spune să nu ucizi, să nu furi, să nu fii desfrânat, și fericiri, în care ți se propune o faptă și ți se arată răsplata după aceea. Da. Dar, într-adevăr, ele se leagă. Nu poți ajunge la cea de-a doua etapă fără să treci prin prima etapă. Deci l-am găsit pe Hristos născut în proscomidie, l-am, da, găsit așezându-se peste el la acea steluță care reprezintă, da, locul steaua. Da? Betleem. Așa? L-am găsit acum propovăduit de proroci și de toți cei din Vechiul, da, Testament, și l-am găsit cumva propovăduind. Începând a propovădui. Începând, da, a propovădui și cu predica de pe munte. Matei, capitolul 5. Ar trebui aici să vorbim puțin de ieșirile acelea ale preotului. Pentru că vedeți că imediat după lucrul acesta, preotul iese. Da, vohodul mic, apoi vohodul mare. Vohodul mic înseamnă momentul pe finalul fericirilor, când preotul ia Sfânta Evanghelie, ocolește Sfânta Masă, iese în mijlocul bisericii și spune înțelepciune drepți. El reprezintă prima ieșire la propovăduirea Mântuitorului Hristos. Sfânta Evanghelie reprezintă pe însuși Mântuitorul Hristos, care binecuvintează poporul, binecuvintează pe cei adunați la Sfânta Liturghie, și când spunem înțelepciune drepți, se ridică Sfânta Evanghelie arătând că Hristos este înțelepciunea lumii, Hristos este Cel care este centrul creației și către El trebuie să îndreptăm toată mintea, toată atenția, toată, deci, puterea când, noastră. Când zicem drept, nu înseamnă că trebuie să stăm în poziție de drept. Nu. În acel moment. Se referă și la o poziție de respect față de decentă, da. Dar mai ales la acea trezvie. Interioară. Acea trezvie interioară, exact. Interioară, da, care trebuie să existe. Urmează momentul apostolului, momentul, da, Sfintei Evanghelie. Momentul apostolului se așează totdeauna înainte de Sfânta Evanghelie, pentru că, deși apostolii, observăm, au predicat după Mântuitorul Hristos, și exista întrebarea de ce se așează apostolul înainte de predica Mântuitorului, de Sfânta Evanghelie. Pentru că ei prezintă adevărul într-un mod nedeplin, iar Hristos este lumina lumii, este Cel care aduce adevărul și lumină în lume. De aceea, El se așează după Sfinții Apostoli, ca fiind o încununare a tot ceea ce apostolii ne învață. De obicei, între textul din Apostol și textul din Evanghelie există o legătură de idei, o legătură de conținut, în așa fel încât este o continuare Evanghelia a ceea ce Apostolul a spus acolo. Sau se leagă printr-o minune săvârșită de Mântuitorul Hristos, printr-una din idei se leagă de textul din Apostol. Deci îl găsim pe Hristos acum propovăduind. Propovăduind, iar momentul în care preotul citește Evanghelia sau cuvântul
cuvântului lui Dumnezeu, ca să spunem așa cum spune Sfântul Ioan Teologul, Sfântul Ioan Evanghelistul, propovăduind cuvântul, reprezintă practic pe însuși Mântuitorul Hristos, care aduce în lume adevărul său. Iarăși un lucru demn de amintit este faptul acesta, că înainte de a începe Sfânta Evanghelie, preotul zice să luăm aminte. Da. Și nu zice să luați aminte. Da, deci, da, cumva, ne refere. Suntem și noi coparticipanți, da, la, da, acea învățătură. Deci și pentru noi, pentru cei ce slujesc Sfântului Altar, acea învățătură este de actualitate. Da, da. Este vie. Dacă observăm pe toată perioada Sfintei Liturghii, preotul trebuie să fie implicat. Sunt mereu acele rugăciuni prin care cerem iertare pentru păcatele pe care le-am făcut. Invocăm să ne trimită Dumnezeu harul dumnezeiesc pentru a putea săvârși slujba ce ne stă înainte, cum spunem chiar la început, când ne închinăm înainte de a intra în Sfântul Altar. Deci este foarte important ca preotul să fie și el în primul rând prezent. Spune Sfântul Simeon al Tesalonicului că dacă greșesc foarte mult cei care se împărtășesc nepregătiți, cu atât mai mult greșește slujitorul care nu săvârșește slujba sa cu vrednicie și cu toată atenția, cu toată trăirea, cu toată dragostea de care poate da dovadă. Și mă mai gândeam la un lucru, iarăși, care ține de tipicul bisericesc și de poziția preotului cumva stabilită în cadrul Sfintelor Slujbe. Mă gândeam la faptul acesta, că preotul majoritatea timpului stă în biserică cum stau credincioșii, cu fața către Dumnezeu. Da. Deci, el stă exact în aceeași poziție. Când iese când își schimbă această poziție? Când citește Evanghelia. Când citește, când îl reprezintă pe Hristos și când binecuvântează. Da. Deci, da. Când reprezintă doar autoritatea, să zic, lui Hristos. Dar, da, în rest, este la fel ca toți. Ca toți ceilalți, exact. Ca toți ceilalți. Da. Da. Am trecut de această etapă a propovăduirii cuvântului, da, ca să putem acoperi puțin, că da, emisiunea este, da, scurtă, da, 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 și timpul nu ne dă voie. Mergem mai din parte, ca să înțelegem simbolurile. Da, partea centrală a Sfintei Liturghii este prefacerea sau transformarea darurilor de pâine și vin în trupul și sângele Mântuitorului. Ca să amintim de ce spune Sfântul Simeon al Tesalonicului, momentul vohodului mare sau al ieșirii cu cinstitele daruri reprezintă chiar cortegiul acela funerar în care Mântuitorul Hristos este adus și așezat în mormânt, acolo pe Sfântul Antimis, unde este desenată, pictată scena punerii în mormânt a Mântuitorului Hristos. La slujba în sobor ies și ceilalți preot cu uneltele de tortură, ca să spunem așa, cu sulița în mână, cu lingurița, cu copia, bineînțeles, dar reprezentând sulița cu care Mântuitorul a fost străpuns, și se așează în fața poporului, după aceea sunt aduse pe Sfânta Masă. Momentul propriu-zis al prefacerii pâinii și vinului în trupul și sângele Mântuitorului Hristos este momentul numit în ortodoxie epicleză. Momentul în care, momentul central, invocăm Duhul Sfânt, ne rugăm Tatălui să trimită harul Duhului, să trimită pe Duhul Sfânt pentru ca pâinea și vinul să se transforme în trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Este o rugăciune de o profunzime extraordinară, pentru că practic ne rugăm întregii Sfintei Treimi. Când eram teolog, poate mă gândeam că rugăciunea aceasta, fiind mai ascunsă și neauzind-o în toată profunzimea ei, mă gândeam că se referă la Mântuitorul Hristos, că se preface în trupul și sângele, dar iată că am descoperit cu timpul că preotul se roagă Tatălui ca Duhul Sfânt să se coboare și darurile de pâine și vin să se transforme în trupul și sângele Mântuitorului într-un mod real. Da. Trecând de acest moment al Sfințirii, care este central, care este sublim, care, da, reprezintă partea, să zic eu, cea mai importantă din Sfintei Liturghii. A Sfintei, da, Liturghii. Care de regulă este o parte nevăzută pentru credincioși. Da, 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 da. Ajungem la momentul împărtășanii, la Sfânta Împărtășanie. Și aș aminti puțin, iarăși de o parte nevăzută. O văd credincioșii doar când slujim în sobor și de regulă este vera deschisă sau slujim pe o scenă. Da. Sărutarea păcii. Sărutarea păcii, da. Da. Are un simbol anume? Da, ea este o preluare încă din Vechiul Testament, în care și este o continuare prin porunca dată de Mântuitorul Hristos. Spune să vă iubiți unii pe alții, că într-o aceasta să vadă
că sunteți ucenicii mei. Și sărutarea aceasta păcii se făcea în primele secole creștine, chiar între toți creștinii în biserică. Bărbații își cereau iertare de la bărbați, femeile de la femei, se împăcau unii cu alții, plecând de la cuvintele Mântuitorului Hristos de la Matei, unde spune că dacă aduci un dar la altar și îți amintești că ai ceva cu fratele tău, lasă darul tău, merge-te în pacă și abia apoi adă darul tău la altar. De aceea, sărutarea păcii a rămas astăzi doar în Sfântul Altar, la clerici, la cei care săvârșesc Sfânta Liturghie, pentru a nu crea o oarecare rumoare în biserică. Rumoare în biserică. Am întâlnit, slujind în parohii rurale, am întâlnit oameni care practică această sărutare, chiar la momentul eclicliezii, sau măcar iertarea. Da. Deci se iartă unul cu altul și cumva, și nu fac doar de spectacol. Știți? Da. După ce pleacă de la biserică, pleacă împreună, chiar dacă nu au avut o problemă. Unii se împacă chiar de la intrarea în biserică, în diverse momente ale slujbei. Da. Încearcă în așa fel încât să fie cât mai discret, să nu deranjeze pe ceilalți la rugăciune și lucrul acesta este bine și de lăudat, dar în general ea nu se mai folosește în forma în care o avem astăzi în Sfântul Altar. Când preoții efectiv își cer iertare unul de la altul, spun Hristos în mijlocul nostru, este și va fi totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Am ajuns la momentul Sfintei Împărtășani. Haideți să vedem. Cine se împărtășește? Da. Cum se săvârșește lucrul acesta? Și dacă este bine sau dacă este obligatoriu să împărtășim toți credincioșii care sunt la slujbă? Da. În primul rând se împărtășește preotul care săvârșește Sfânta Liturghie, sau preoții, dacă este sobor. Deci cei nu care există liturghie la care preotul se Nu se poate săvârși Sfânta Liturghie fără ca preotul să se pregătească și apoi să se împărtășească. Iar dacă au existat credincioși care s-au spovedit dinainte, s-au pregătit, poate au ținut și un pic de post, se pot împărtăși și ei. În perioadele de post, postul Paștelui, postul Crăciunului, cam la toate bisericile, credincioșii se împărtășesc de fiecare dată. Dar în cursul anului vedem că de multe ori doar preotul se împărtășește și parcă simțim un gol în sufletul nostru când vedem că n-am reușit să-i împărtășim și pe ceilalți, dar trebuie să existe și spovedania și împărtășania pentru a primi și spovedania și canonul acela de rugăciune săvârșit pentru a primi toți Sfânta Împărtășanie. Bineînțeles, spunea Sfântul Simeon al Tesalonicului că într-un mod tainic, practic, se împărtășesc toți. Când vărsăm firmiturile de la proscomidie, acolo unde am pomenit pe cei vii și pe cei morți în Sfântul Sânge, spunem, spală, Doamne, păcatele celor ce s-au pomenit aici. Atunci este momentul în care tainic. Li se iartă păcatele și în mod tainic ei se împărtășesc și chiar de trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Se așează acolo în Sfântul Potir și ei sunt reprezentați și este o formă nevăzută de împărtășire a celor prezenți la Sfânta Liturghie. Da. Exista și această opinie, că am citit mai ales la greci. Da. Că este indicat sau este bine ca toți cei care doresc pot să se împărtășească. Deci trebuie neapărat acea pregătire. Au și ei o pregătire, se spovedesc cam o dată pe lună și te poți împărtăși de mai multe ori. 4-5 duminici, depinde cât îți dă voie Părintele Duhovnic, dacă nu intervine ceva deosebit. Nu este ceva greșit în lucrul acesta, dar noi suntem sub ascultare. Dacă Sfântul Sinod al Bisericii noastre ortodoxe române a hotărât că trebuie înainte de fiecare Sfântă Liturghie să ne spovedim, respectăm lucrul acesta. Acolo au hotărât așa, deci sunt într-adevăr practici un pic diferite chiar și în sânul Ortodoxiei și nu sunt greșite nici acelea. Nici acelea. Important este să ne pregătim pentru Sfânta Împărtășanie și să conștientizăm ceea ce primim. Da, să nu fie, cum spuneam mai devreme, doar obișnuință și tradiții. Da. Mai sunt vreo 2-3 momente foarte importante și n-aș vrea să trecem chiar dacă timpul emisiunii aproape s-a scurt. Să ne gândim puțin la acest aspect, la faptul că urmează crezul, care reprezintă ce? Crezul, mărturisirea credinței ortodoxe. Nu putem fi buni creștini, nu-L putem primi pe Mântuitorul Hristos dacă nu avem credința corectă, credința dreaptă. Da. De aceea e foarte importantă mărturisirea de credință și la cele mai multe biserici se rostește de toată suflarea. Toată suflarea, da. Da.
Și cumva această mărturisire de credință este un fel de descoperire a identității noastre. Da, da, da. Un fel de buletin de creștin este crezut. Da. Așa? Și mai avem rugăciunea Tatăl nostru, care e aproape pe final. Da, da. Și ea este o rugăciune dată de însuși Mântuitorul Hristos, pe care creștinul o spune zilnic. O spunem și dimineața, o spunem și seara, o spunem de câte ori ne amintim că chiar și în cursul zilei, că dorim să rugăm pe Dumnezeu ceva, spunem în gând parcă Tatăl nostru și simțim cum lucrurile se rezolvă. De aceea ea nu putea fi omisă nici din slujba slujbelor sau din filonul central al cultului din Sfânta Liturghie. Și rugăciunea Tatăl nostru, practic, după toate momentele acestea ale descoperirii lui Dumnezeu într-un mod treptat și progresiv, este ca o încununare a tot ceea ce îl putem numi atunci pe Dumnezeu ca Tată al nostru, al tuturor creștinilor. Da. Ceea ce spuneam mai devreme. Da, ceea ce da, mai de devreme, la care vis-a-vis că toți una suntem ca fii ai lui Dumnezeu. Da. Acum, se încheie aproape Sfânta Liturghie, da? Da. Cu acea rugăciune a amvonului. Da. Da? O rugăciune specială. Rugăciune specială a amvonului și se spune cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Acela este momentul în care se fac arătările de după învierea Mântuitorului Hristos, iar la final, când spunem binecuvântat este Dumnezeu nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor, și se duc Sfintele daruri de data aceasta înapoi la proscomidiar, iată este momentul plecării Mântuitorului dintre noi înapoi la cer, momentul înălțării la cer a Mântuitorului Hristos. Deci am rememorat practic toată istoria creștinismului în fiecare liturghie. În fiecare liturghie, deci, da. Asta se întâmplă în fiecare liturghie. Da. Este obligatorie participarea credincioșilor la Sfânta Liturghie? Foarte importantă este, deci, pentru că importantă sau obligatorie? Am întâlnit, este obligatorie. Am întâlnit cazuri în care se spunea chiar că urmăresc de la televizor, de la TV Trinitas, Sfânta Liturghie, nu este același lucru. Chiar l-am auzit pe Prea Fericitul zilele acestea, spunând că doar dacă nu ai de ales, doar dacă ești foarte bolnav și nu poți participa în mod efectiv la Sfânta Liturghie, poți să stai acasă să vizionezi Sfânta Liturghie la televizor, dar nu e aceeași implicare în mod direct la săvârșirea Sfintei Liturghii. Este obligatorie prezența, pentru că altfel nu putem primi mântuirea. Dacă nu participăm, nu putem primi mântuirea, doar, eu știu, fiind forțați de Dumnezeu să ne mântuim. Da. Deci orice motiv invocat de noi de da, a da. Nu participa la Sfânta Liturghie, de fapt, este impropriu și este o încercare de a levita cumva pe Hristos. Da, da. Da? Da. Și să nu uităm că liturghie este Duh și viață. Și viață, da. Este gândul nostru că toți suntem una și că ne ajută această Sfântă Liturghie să gustăm din viața cea cerească. Da. Mulțumind pentru coparticiparea într-o această emisiune, ca să rămânem în aceiași termeni ai discuției. Mulțumim și telespectatorilor noștri pentru că ne-au fost alături vreme de un ceas. Aș îndrăzni să închei gândindu-ne că ceea ce s-a discutat astăzi poate este și de bun folos pentru mințile noastre, dar mai ales pentru sufletele noastre, da. Pentru a fi aproape de Dumnezeu, pentru a-L descoperi pe Dumnezeu, mai ales prin Sfânta Liturghie. Și aș încheia cu câteva versuri dintr-o lungă poezie, dar am să mă rezum doar la câteva, pentru că știm că liturghia reprezintă iubirea cea mai mare a lui Dumnezeu față de oameni. Jertfa da, lui reprezintă da. Iubirea pentru noi. Și pentru că avem timp pentru toate, în această poezie a lui Octavian Paler, el spune așa: avem timp pentru toate. Să dormim, să alergăm în dreapta și în stânga, să regretăm ce am greșit și să greșim din nou. Avem timp să-i judecăm pe alții, să ne absolvim pe noi înșine, avem timp să citim, să scriem, să corectăm ceea ce am scris, să regretăm ceea ce am scris, să facem timp pentru proiecte și apoi să nu le respectăm. Și el își încheie această poezie spunând așa: am învățat de la oameni că la toate cele ce ții foarte mult sunt luate foarte repede. Liturghia, să știți că deși are da. 2 ore, durează foarte puțin. Am învățat că este prea greu să-ți dai seama unde să tragi linie între a fi amabil și unde să rămâi și să susții părerile. Am învățat să iubim, am învățat să iubesc, spune el, ca să pot fi iubit, ca să putem fi iubiți
de către Dumnezeu, să coparticipăm în Sfânta Liturghie. La o bună revedere!